Olimpia Râmnicu Sărat, vicecampioana seriei 1 a Ligii a 3-a, a întâlnit sâmbătă pe teren propriu formația Unirea Slobozia, ocupanta locului 3 în seria 2-a din Liga 3-a. Deși meciul a fost amical, jocul a fost unul deschis și destul de disputat. În prima repriză, râmnicenii au câteva mari ocazii să înscrie. Târâlă și Roman au pătruns de câte două ori în care însă nu au reușit să-l învingă pe golkeeperul advers. După pauză, oaspeții, unii dintre ei jucători experimentați, au profitat de ocaziile pe care le-au avut și au deschis scorul în minutul 73 prin Topor. După numai 3 minute, Teodorescu a înscris și el și a stabilit scorul final al partidei 2-0 pentru Unirea Slobozia. Pentru fotbaliștii Olimpiei Râmnicu Sărat urmează o săptămână cu câte 2-3 antrenamente pe zi. Duminică aceștia au programată o nouă partidă de verificare cu CSF Urei, echipa antrenată de Bănel Nicoliță.